dacă ați visat la o casă din lemn, Rolux Construct este soluția. Ce presupune o casă din lemn și care sunt avantajele acestea, aflăm astăzi de la Aurora Ursu, director executiv. Ce produse și servicii le oferiți potențialilor clienți? Rolux Construct este o companie care se ocupă cu construcția de case canadiene pe structură de lemn. Pe lângă casele pe care le construim pe comandă, oferim căsuțe de vacanță și căsuțe de grădină. Cum vă deosebiți de alte companii, mai ales de cele românești? Considerăm că ne deosebim în primul rând prin atitudinea pe care o avem în relația cu clienții, prin profesioniștii cu care colaborăm, prin materialele premium pe care le utilizăm în procesul constructiv și prin nevoia noastră de a manifesta deschidere față de nevoile, dorințele și așteptările fiecărui beneficiar cu care intrăm în contact. În ce măsură sunt românii interesați de casele din lemn? Românii devin din ce în ce mai interesați de casele din lemn pentru că, în primul rând, bugetele pe care le alocă construirii unei case sunt din ce în ce mai mici, pe de altă parte au început să înțeleagă foarte bine avantajele pe care le presupune construirea unei case din lemn. Care sunt avantajele construcțiilor din lemn? Avantajele unei case din lemn sunt multe. În primul rând, vorbim despre o casă foarte bine izolată termic, o casă economică în exploatare, rezistentă la cutremure, bine izolată fonic și o casă pe care majoritatea oamenilor și-o pot permite. Prețul, deși nu ne place să spunem asta, prețul este principalul avantaj pe care îl presupune construirea unei case din lemn. Ca și exemplu, o casă de 100 de metri pătrați se construiește și se predă la cheie aproximativ la prețul unui apartament cu două camere. Ce trebuie să știe clienții referitor la etapele construirii unei case de compania dumneavoastră? Etapele construirii unei case sunt aceleași indiferent de firma cu care se colaborează. Casele pe structură de lemn au niște limitări constructive determinate de starea vremii. De exemplu, se construiește începând din martie până prin noiembrie, hai jumătatea lui decembrie. Este foarte greu să construiești în sezonul de iarnă, dar, pe de altă parte, dacă materialele sunt pregătite, se poate construi și pe timp de iarnă în hală, urmând să se monteze începând din primăvară.